Imediat ce este deschisă o sticlă de vin, vinul începe să intre în contact cu aerul și începe să se modifice, să oxideze. Dacă doriți să păstrați vinul pentru câteva zile, puneți-i dopul și păstrați-l la frigider. Temperatura scăzută din frigider va încetini procesul de oxidare. Dacă doriți să-i prelungiți termenul, puteți să folosiți un sistem de vidare, o pompă cu vacuum, care va prelungi viața vinului cu câteva zile. Există de asemenea și sisteme mai complexe care înlocuiesc aerul de sticlă cu un gaz inert. Totodată, perioada de păstrare a unei sticle de vin deschise depinde cel mai mult de cât conținut a mai rămas în sticlă. Astfel că o sticlă cu cât este mai plină, cu atât va rezista mai mult, deoarece cantitatea de vin ce intră în contact cu aerul este mai mare, iar procesul se va derula mai lent. O sticlă aproape goală își va modifica gustul și culoarea. Culoarea va deveni mai cărămizie, chiar și după câteva zile. Pentru mai multe sfaturi, echipa Winefields vă stă la dispoziție.